Dragilor, și bine v-am găsit la un nou video. O ieșit. De fiecare dată când filmez intro, trebuie să-l filmez de 100 de ori, că niciodată nu-mi iese. Tot timpul sunt ciudată. Bună și bine ați venit la un nou video. Foarte mulți dintre voi ați vrut să știți care sunt produsele care nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor mele, adică am făcut un video cu produse de beauty care mi-au plăcut, cu produse de make-up și produse de îngrijire și ați vrut să vedeți și care sunt produsele care nu mi-au prea plăcut. Să știți că am câteva, așa că am zis că n-ar fi rău să fac un video. Am mai făcut o postare de genul ăsta anul trecut pe blog, o să las link-ul în descriere să mergeți să o vedeți și pe aia, pentru că produsele pe care le-am menționat anul trecut în acea postare nu le voi mai menționa și de data asta. Și sunt câteva produse destul de interesante care pe YouTube și pe bloguri au fost foarte lăudate, dar care mie nu mi s-au potrivit. Apropo de potrivit, voi face și tipicul disclaimer pe care îl face toată lumea în videouri de genul ăsta și numai bine par și eu mai blogger, așa. Intru și eu în breaslă. Ok, glumesc, dar nu, acum serios. Deci, produsele astea nu mi s-au potrivit mie, dar asta nu înseamnă că sunt niște produse proaste sau că nu îi se vor potrivi altcuiva. Fiecare are tenul ei, părul ei, obiceiurile ei și se poate ce la mine nu funcționează să funcționeze genial la altcineva. Deci tot ce vă spun e experiența mea, dar nu trebuie să o luați ca literă de lege. Nu înseamnă că tot ce vă prezint eu aici sunt produse proaste și care n-ar funcționa la nimeni. Nu, nici vorba. Ok, o să încep cu produsele de îngrijire și mai exact cu produsele de păr. Produse de îngrijire am mai puține care nu mi-au plăcut, așa că o să termin repede cu ele. Produse de păr voi începe cu un șampon și este acesta de la Vichy. Este un șampon antimătreață, îi spune antipelicular antidandruf de la Dercos. Ce m-a dezamăgit, de fapt, nu e vina șamponului, e vina mea, trebuia să citesc prospectul. De obicei, sincer, nu citesc prospectul la produsele de îngrijire. Poate că ar trebui. Ideea e că trebuie lăsat să acționeze 15 sau 20 de minute, nici nu mai țin minte, pentru că am aruncat cutia lui și aici nu mai scrie. Un timp care mi se pare destul de lung. Adică trebuie să intri în cadă, să-ți umezești părul, să lași ăsta să acționeze 15 minute, să te clătești, să-ți pui masca, care și aia la mine mai trebuie să-l lăsată să acționeze vreo 10 minute. Păi, frate, ieși din baie după o oră. Nu, mi se pare mult prea mult timpul ăsta. Dacă era 2-3 minute, înțelegeam, dar 15-20 de minute mi se pare enorm. În timpul ăla fac o ciorbă și un pui la grătar. Opa. Probleme tehnice. A căzut ceva pe aici. Ok, cum ziceam, el s-ar putea să funcționeze. Nu știu dacă funcționează, pentru că l-am folosit doar de vreo două ori. Trebuie folosit în mod constant. Așa că nu-mi dau seama. Însă, încerc acum altceva. Antimătreață. Eu am făcut mătreață de la șamponul uscat. Am abuzat de el într-o perioadă și da, consecințele au fost grave. Dar acum încerc ceva și dacă funcționează o să vă spun și vouă, o să fac un video și o să vă spun. Din câte mi se pare, văd ceva îmbunătățit, deci sper să fie ok și e și natural și foarte ieftin. Ok, rămâneți abonați ca să vedeți. Un alt produs care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor este acesta de la Elansil. Este un gel de modelare corporală. Îi spune celusim ventre plat. Da. Cred că și aici a fost vina mea, sincer, să vă spun așa, pentru că eu visam să-mi facă pătrățele. Glumesc, da. Cremele astea cred că sunt mai mult așa de să fie acolo. Eu am folosit de la Elansil crema anti-vergeturi. Nu, crema de prevenire a vergeturilor când eram gravidă și e genială. Deci n-am rămas cu niciun fir de vergetură. Chiar a fost foarte bună crema aceea. Sau na, mă rog, poate organismul meu e așa, că am înțeles că e și ereditar și ține și de organism chestia asta. Dar a fost bun și am zis, hai să încerc și chestia asta. Eu am mai mult probleme cu pielea, mi se pare puțin prea lăsată. Poate și din cauza că am avut o sarcină și m-am gândit că poate îi redă fermitatea, dar nu.
Din păcate nu face nimic și e extrem de scumpă crema asta. Adică dacă era 20-30 de lei, nici nu aveam treabă. Ziceam, asta este, nici nu cred că o băgam la o foloseam ca și cremă, poate că nu, îți hidratez buricul și burtica și asta este. Dar la cât de scumpă e, nu merită luată. Ok, un alt produs. Este sfârneața asta mică. E o chestie de la Body Shop. Îi zice Bath Freezer. Bath, doamne! Bath Freezer. Și e o chestie din aia care se pune în cadă și face și se dizolvă așa. Ea miroase atât de bine în ambalaja căpșunii. Acum turbo. Mai țineți minte cum a turbo. miroase foarte bine în ambalaj. Dar când se dizolvă în cadă, pute! Da, pute, frate, într-un hal de nu mai știi pe unde să ieși. Sincer, miroase a beșini. Deci, eu nu mai știam cum să ies din cadă să termin odată cu spălatul și cu dușul. Că puțea oribil. Da, asta chiar nu o recomand. Numai dacă vrei să miroși a beșini. Ok, am terminat cu produsele de îngrijire și o să trec la cele de make-up. O să încep cu concealerele, pentru că sunt disperată să-mi ascund cearcănele și încerc concealere în prostie. Unul de care am auzit că e foarte bun e cel de la Kat Von D. Dar nu înțeleg de ce al meu nu e bun. Ok, s-a descărcat bateria. Ok, am înțeles. Am înțeles! ăsta l-am luat când eram în afara țării, din păcate, pentru că dacă luam din România, cu siguranță îl duceam înapoi. L-am testat în Sephora, era super ok, mi-a plăcut mult consistența lui. La noi în Sephora nu este, în Timișoara l-am găsit altundeva. Îmi plăcea foarte mult consistența, era foarte, foarte gros. Și atunci acoperea, eu îl testez aici pe vene, văd dacă acoperă venele, că și venele sunt un mov din ăsta cam cum ai pe la ochi. Și mi s-a părut genial, chiar mi-a plăcut foarte mult. Am fost foarte încântată de ce am testat acolo, l-am luat, am plecat acasă, am ajuns în România, l-am și desfăcut, nu știu de ce nu l-am desfăcut atunci pe loc. Și problema e că nu seamănă deloc cu cel testat în magazin. Deci al meu e mult mai lichid, e atât de lichid și e atât de subțire, mi se pare că nu acoperă aproape deloc. Și, sincer, m-am documentat un pic pe net. Și de câte am văzut, cele foarte groase se numesc Tattoo Concealer sau așa ceva. Și la asta îi zice Lock-It Concealer. Problema e că eu l-am testat în magazin cu un beauty seller, fata aia care te ajută să-ți alegi machiajul. Deci nu l-am testat eu de capul meu și după aia să mă duc să-mi iau total altceva. Și ea mi l-a dat de acolo din sertăraș pe ăsta, l-am testat împreună, mi-a zis asta e nuanța care ți se potrivește, uită. Ia-l și du-te acasă. Și consistența nu e aceeași. De aia zic că l-aș fi dus înapoi pentru că nu seamănă absolut deloc cu testerul din magazin. Și din păcate nici nu e ce aș fi vrut eu. Îl folosesc oricum pe timpul zilei când nu am nevoie de un machiaj, de o acoperire foarte mare și atunci aplic vreo două straturi cu o pensulă și hai să zicem că e cât de cât ok. Dar nu e ce am vrut eu vroiam un concealer care să mi-o ascundă, acopere foarte bine cearcănele. Un alt concealer care m-a dezamăgit este de la Maybelline, îi spune Fit Me. Și nu știu ce se întâmplă, se oxidează sau nu știu exact ce proces se întâmplă, dar după o oră, după ce l-am aplicat, se face roz și zici că sunt panda, toată roz în jurul ochilor. Normal, dacă îl folosesc cu fond de ten peste, nu cred că s-ar întâmpla chestia asta, dar eu în timpul zilei folosesc doar concealer, fără să mai aplic fond de ten, doar cât să-mi acopăr cearcănele și mă duc la sală unde am de mers în oraș, pe unde umplu eu. Foarte rar se întâmplă să-mi pun fond de ten. Așadar, dacă îl folosesc fără fond de ten, mă transform într-un panda urban. Concealerul ăsta e jalnic. E de la H&M. Deci cei de la H&M fie au produse bune, fie au produse extrem de proaste. Nu știu, nu le nimeresc la jumătate. Sunt produsele de, cum ne spune, fardurile de ochi sunt geniale. Produsele pentru buze, rujurile și contururile de buze sunt chiar super ok, dar concealerul ăsta, de exemplu, și o să mai am produse de la H&M,
Nu-i bun deloc. E foarte gros, are o consistență foarte groasă. Zici că e unt. Și se întinde atât de greu, nu-mi place. De fapt, nici nu-l folosesc, dar am încercat să-l folosesc de 2-3 ori și nu, chiar nu-mi place absolut deloc. Un alt produs de față care nu m-a încântat e un fond de ten stick. E singurul fond de ten stick pe care îl am și poate nu se potrivește nici cu tipul meu de ten. Cred că fondurile astea de ten stick merg mai bine la un ten mai gras pentru că se pot întinde mai ușor. Eu îl aplic așa, îl trag niște dunți și după aia vin cu un beauty blender sau cu o pensulă pentru fond de ten și încerc să-l întind. Dar mi se pare că nu se întinde cum trebuie și rămân puțin pătată. De ce zic că poate la un fond de ten mai gras ar reuși să se întindă mult mai ok? Nu știu dacă am zis, tot de la Maybelline, tot din gama Fit Me. Ok, am terminat și cu astea. Bun, mai am o pudră, care așa rău îmi pare că trebuie să zic că m-a dezamăgit. E de la Chanel, dar nu e o pudră rea, deci nu e o pudră rea. Problema e că are un preț foarte mare. Că 200 și ceva de lei. Și nu e cu nimic mai bună decât o pudră de la Maybelline sau de la Bourjois, de exemplu. Mie îmi plac pudrele de la Bourjois. Așadar, nu mi se pare justificat prețul. E pudra lor clasică, cred. Pudre universal compact. Nu cred că. Cred că o să rămân cu pudrele din... Cum le zice? Oare magazine de mass market? Sau cum le zic? Din... Pudrele din supermarket, astea ce le găsești prin DM și da, și prin supermarketul, prin Carrefour. Nu știu, Maybelline, L'Oreal, cum le spune? Mass market, cred, habar n-am. Am terminat cu produsele de față și o să trec la produsele pentru ochi. Nu am chiar foarte multe nici în astea. O să încep cu produsele de sprâncene. Iar am ceva de la H&M. Este acest creion de sprâncene, care el, ambalajul și ideea e genială, are o pensulă aici, seamănă leit cu creioanele de la Anastasia, acelea foarte subțiri. Dar problema e că dacă dai ușor cu el, cum îmi place să dau eu, cum îmi place mie să dau, abia se vede ceva și stai o oră și îți desenezi sprâncenele până leșini și te plictisești. Deci, mi-ar plăcea să fie mai moi un pic și să se... să deseneze dunga aia mai desenată. Da. Un alt produs care mie nu mi se potrivește, dar care el este foarte bun. Mi-a fost recomandat de un make-up artist și chiar este un produs bun. Dar pur și simplu nu se potrivește cu stilul meu de viață, să-i spun așa. Adică problema e că trebuie să-l desfaci de aici, să-l aplici pe mână, să iei o pensulă și după aia să-ți conturezi sprânceana, după care trebuie să te speli, mă rog, e puțin zis să te speli, trebuie să te demachiezi, pentru că iese foarte greu, nu iese numai cu săpun și apă și atunci trebuie să te mai freci și cu demachiant pe mână. Având în vedere că eu sunt mereu pe fugă și așa, nu-l folosesc niciodată. Nu am timp niciodată să stau să-mi aplic acolo. Și nici nu... Mi se pare că Astia Gel este un gel de la... Doamne, să vă spun prima dată de la ce e. De la Makeup Forever. Și zice Aqua Brow. Cred că ați auzit de ele, pentru că într-un timp erau foarte apreciate. Și încă este, chiar este un produs bun. Doar că e cam complicat de aplicat și... Mi se pare că trebuie să fii expert ca să-l aplici cum trebuie, să pară naturale sprâncenele atunci când lucrezi cu geluri din acestea. Alt produs care nu mi-a plăcut din nou, tot de la H&M, este eyelinerul lor. Deep Liner Ink îi spune. E groaznic, deci după 2 ore nici nu-ți mai dai seama că ai pus eyeliner pe ochi. Se face așa tot cojițe și pică jos. El... ca și consistență și ca și aplicator e genial. Este super negru. Și uitați ce frumos se aplică. E fantastic. Dar, cum spuneam, după 2 ore de purtat, tot se cojește și pică jos și nici nu se vede. Și scot poți să-l speli cu apă, se duce extrem de ușor. Mai am 2 produse de la Sephora care nu mi-au plăcut. Primul este această pensuliță. Ce nu-mi place la ea, am luat-o pentru partea asta de jos să-mi contureze aici la ochi. Ce nu-mi place e că e
rapperii ăștia sunt atât de riciți și mi se pare că mi-irită ochiul. Și mi-a plăcut să fie puțin mai moi. Nu știu, n-am folosit-o din cauza asta. A rămas acolo ondulat și în sertar și stă nefolosită. Mi se pare că scoți ochiul cu ea. Bun. Alt produs care nu mi-a plăcut e ascuțitoarea de la Sephora. Nu știu dacă am mai scos altă ascuțitoare. Eu am pe asta de vreo 2 ani de zile. Dar frate, dar nu ascute. Adică este creonul din ea rotunjit la vârf. Nu reușești nici cum, nici dacă stai în mâini, nici dacă stai în picioare. În picioare. Doar ce prostii vorbesc. Deci, orice ai face, nu reușești să scoți un creon perfect ascuțit. Și chiar aș fi super curioasă voi ce folosiți. Ce ascuțitoare folosiți, pentru că trebuie să-mi cumpăr o ascuțitoare ca lumea. Mai am să vă prezint doar două produse, mai exact două rujuri. Primul este de la NYX, se-i spune High Voltage Lipstick. Și ce nu-mi place e că nu se întinde uniform. Adică dacă pui doar un strat, e ok. Dacă vrei să vii cu al doilea strat ca să faci nuanța și mai intensă, e o nuanță tare drăguță. Primul strat parcă se șterge, nu știu, și rămân așa buzele pătate, nu au o nuanță uniformă, de aceea nu-mi place. A fost destul de ieftin, oricum nu mi pare foarte rău. În schimb, m-a dezamăgit și acesta de la Clinique, care a fost destul de scump, încă era un ambalaj, că nu l-am prea folosit. Îi spune Clinique Pop Liquid Matte. Ce nu-mi place la el e că nu e deloc rezistent, deci e atât de transferabil. Se ia pe orice. Dacă te duci la un restaurant și vrei să mănânci, o să fie peste tot, pe pahar, pe fuculiță, linguriță, tot ce vrei. Pe lângă asta, dacă îl folosesc într-o zi când ies cu băiețelul meu, normal, îl mai pup, dar nu știu, frate, deci parcă și pe haine și peste tot e rujul ăsta. Nu, nu-mi place deloc faptul că se transferă atât de tare. El are o nuanță extrem de frumoasă, de aceea l-am și cumpărat. Să vă arăt. Am căutat foarte mult nuanța asta. Și m-am bucurat când am găsit-o. Dar da. Nuanța e foarte faină, dar din păcate se ia așa de ușor. Da. O să-l folosesc poate la videouri și chestii de genul. Cam astea ar fi produsele care nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor mele. Cam asta este și videoul pentru astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, vă rog să-mi dați un like, vă rog să-mi dați și subscribe ca să rămânem conectați în continuare, să vedeți ce mai postez, să-mi spuneți ce ați vrea să mai postez. Nu uitați să vă înscrieți la giveaway, să câștigați geanta de la Budchier. O să las link spre videoul în care vorbesc despre giveaway în descriere, mai jos. Și cam asta e tot. Vă pupicesc! Și ne vedem în curând într-un nou video.